Actul mai prevede ca ajutoare de urgență în sumă de 104.100 de lei să fie direcționate către 136 de familii și persoane singure din județul Sălaj, iar un ajutor în valoare de 234.100 de lei să fie acordat unui număr de 330 de familii și persoane singure din județul Neamț. Aceste persoane au fost afectate de calamități naturale, respectiv precipitațiile abundente însoțite de grindină produse în lunile mai-iulie 2015. Beneficiarii acestor ajutoare au fost identificați în urma anchetelor sociale realizate de agențiile județene pentru plăți și Inspecție Socială, respectiv a municipiului București. Aceste ajutoare de urgență se plătesc din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.